Comisia Electorală Centrală examinează înregistrarea liderului pro-Moldova, Adrian Candu, în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Între timp, zeci de oameni s-au adunat în fața cecului pentru a-și susține favoritul. Candu președinte, mergem înainte! Candu președinte, mergem înainte! Inițial, raportorul acestui proiect, secretarul cec Maxim Lebedinski, fost consilier al președintelui Igor Dodon, a propus ca Adrian Candu să nu fie înregistrat, invocând că datele din mai multe liste de subscripție au fost completate eronat. După câteva ore de dezbateri, cec a amânat votul pentru a-i oferi liderului pro-Moldova posibilitatea să prezinte probe pentru acceptarea semnăturilor invalidate. După ședința cec, Adrian Candu a comentat pe pagina sa de Facebook decizia Comisiei Electorale Centrale, declarând că în unele raioane nu îi ajung doar câteva semnături care au fost anulate de cec. Avem impresia că se face asta intenționat, special, că Adrian Candu și echipa pro-Moldova a ajuns în pericol. O să luptăm până la capăt. Potrivit codului electoral, pentru a fi înregistrat, candidatul trebuie să prezinte cel puțin 15.000 de semnături din jumătate din raioanele țării. Reprezentanții lui Adrian Candu au colectat și au depus la cec 25.000 de semnături, dintre care 18.000 au fost declarate valide. Totuși, potrivit Comisiei Electorale Centrale, listele din unele raioane nu ar fi atins plafonul minim de 600 de susținători.